Am ieșit pe afară și ia uite ce păpușică am găsit eu la 5 lei. Ta-da! Dar n-are, nu e încălțată, e desculță, dar n-are nimica, că îi dau eu de aici, din cutiuță. A, și niște figurine din astea am luat. Unu. Doi. Pachete. Două. Dar ce-o fi în ele? Trei. Patru. Cinci. Dar ce-o fi în toate astea? Că nu știu, figurine de... Stai că le desfac acum să văd despre ce e vorba în ele. Vai de mine, incredibil așa ceva. De-te mă mai încolo așa. O să te îmbrac acum, mă ocup de tine. Ia uitați-vă, vai de mine, ce drăguțe sunt. Bine, am mai scris cu markerul aici, pe mușama asta. Dar ia uite ce drăguță e. Ce-o fi asta? Ce scrie pe ea? Dar nu știu, nu se vede ce scrie. Dar uite ce forme drăguțe au. Ia uite. Nu, dar n-am mai văzut din astea. Acum e prima dată când găsesc așa ceva la magazin. Și sunt în relief pe aici. Și asta la fel este în relief. Toate sunt în relief. Cred că a venit o pasăre de la geam. A, numai asta nu e în relief. Asta nu se simte în relief. Dar astea la alte, astea patru, de aici, da, se simt în relief astea. Păi dacă știam că găsesc păpușică la 5 lei, ce mai luam eu pe aia la 80 de lei? Vai de capul meu, până și păpușa e 5 lei. Ce tare! Am găsit la un magazin din asta cu exact 5 lei, vă spun. Mai că nu-mi vine să cred. Ia uite. Bănănuță! Hop. Este timpul de fructuță. Tu de ce ai căzut, mă, că ai văzut? Stai acolo așa. A văzut bănănuța și a căzut. Am fost la cules de bănănuță. Nu, am fost la cumpărături. Nu, că asta era o glumă cu am fost la cules de... Am fost la cumpărături și am luat banane. De ce, mă, nu mai avem voie să râdem și să glumim, Doamne ferește, și să vorbim, dar toată viața, până când ajungem acolo la 2 metri, avem voie să râdem și să glumim. Ai de mine și de mine. Păi da. Deci la 5 lei, ha? Bine, bine. E regulă atunci.